În seara zilei de 1 februarie 2024, polițiști din cadrul secției 3 Poliție Rurală Motru au fost sesizați de către o femeie în vârstă de 34 de ani din Mătăsari cu privire la faptul că a fost lovită cu pumnii de fostul său concubin, un bărbat în vârstă de 42 de ani din Târgu Jiu. În urma verificărilor efectuate de polițiști, aceștia l-au identificat pe bărbatul în cauză în localitatea Mătăsari și față de acesta a fost emis un ordin de protecție provizoriu. În cauză, polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie.